Neața bună, prieteni, din nou, astăzi cu Andrei aici. Am venit la o partidă de bibăneală. Weekendul viitor o să avem o competiție la biban. Să testăm un pic nălucile, să vedem cam la ce ar intra. Țineți-ne pumnii și ne revedem în curând. Uite-a meu, așa. Uite acolo, e mizerie jos. Acolo, uite, acolo. Deci am băuit, acum e ce treabă, știi cum zic? Acolo, acolo, las că da bine peste mine, dar nu-i bai. Eu o trag de acolo, stai, mă liniștit. Ăla-i, ăla-i, e biban. E biban, bravo Andrei. Vai, e biban, vai, bravo. Vai. Tu știi bravo. Ce, tu știi bravo. Ce fin o dat? Hai, ușor, lasă-l, mai jos un pic. Stai, că se-ți bate ca nebunul, se-ți bate. E mare, e frumos, adică. Uai, ce se-ți bate. Uai. Uite, așa face. Bravo Andrei, uite-l. Hai, că așa biban n-ai prins niciodată. Să fii sigur. Băi, dar tu știi cum au dat? Pilu? Numai așa au făcut. Plic! Și cum era întins... Curacul ai dat. Ce? Nu mă, curacul. O să vezi cu ce am dat. Mori. Nu, mă, dar asta cum? Să face mai mic, mă. Deci mori cu ce am dat. Și-o tras odată, cred că s-o bătut numai de ea. Și a doua oară, atât o făcut. Plic! Uitați! Un biban corespunzător. Ai văzut cum ce ai dat? Foarte frumos. Cu alb. Cu alb. Păi, eu am zis numai de fentă să încerc la alb. Are 30. Vezi că eu nu scăpam barcă. Nu scăpam barcă. Dacă deschizi aici unde e bățul tău, cauda la bățul tău. Dacă aștepți puțin, îți spun că da. Nu, că nu deschid aia, eu mă sor cu altceva. Și plus. Dar nu cred că are 20. Da, 22, 23. Da. Pachetul de țigară. Atâția ce țin. Schimbăm pe moment până găsim care trebuie. Momeala care le place. Am tras-o și eu tura asta așa, your style. Pe ce culoare ai trecut? Maroniu, motor oil, ceva de genul. Mici, mă. Da, unii a dat degeaba, că-s mici. Sprintici de aia de mal. Ua. Ce? Da. Acum l-am luat. Știucuță. Mărlițeanu. Da, mărlița, mă. Aoleu, trebuie să fii atent că trebuie să iau cu... Vezi că ai deschide la mine aici? Da, miu, aici, la îndemână, nu-i problemă. Mă rog, undeva la îndemână. Dacă îl găsesc, uite aici. Clește-le. Când ai apropiat-o de mare, zic, bă, era numai bimba. Dar a urcat sus direct, știi? Stai că prinde ăsta direct. Du-te. Ușor, îl o dau. E bun. Sunt pe aici. Ce-a fost ăla? Altă știu că. Nu știu ce-a fost, dar ți-o dat. Buruiană. Zici? Da, da. Așa pe direcția asta, da. La 11 metri, dar sunt treapte. Nu știu câți bibani, sigur, uite ce buruian am luat, ai văzut? Că sunt treapte. Las mici, tare. Uite. Da, da, da. Ce ai văzut? M-am învârtit iară, mă, ca lumea. Da, știu. Uite. Acum azi la 7 metri. Las micuți, tare. Bibănaș. De pus în ramă. Ei, mă. Stai, mă, să-ți dau drumul, mă. Piticanie, mă. Este un prag fain acolo. Vezi unde nu? De fapt, o. Nu ne intersectăm. Nu, nu, nu. Nicio treabă unul cu altul. Pintem fain acolo, s-ar putea să stea pe el. Faza e că vin rafale de astea. Uite, acum o da bine. Da. E mare? E frumos. Scutură capul. Sper să fie biban. Da, da, scutură bine asta. Oho! Al meu ia minciocul. Că ăsta e frumos. Hai, 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 chemi. Ia minciocul. Ori știu că. Ce? E biban. Ia minciocul, ia minciocul, bagă-l. Băi, lasă, lasă, lasă. Vai, mare. Da, îl văd. Acum. Da, este! Ce biban frumos am prins. Asta o prins, biban. Aici dăm marc, stai așa. Deci asta o prins, ăsta e bibana, păi. Stai așa un pic să vedem, l-am pus-o, l-am marcat. Asta e bibana, păi. Are kilo? Acolo pe Pinten. Oi, da. No, stai să vedem. Uite așa, în direcția asta, pe lângă piatra aia. O, da, ăsta e frumos, frătucă. Ăștia-s bibani de lacul acesta. De unul la mână să-ți fac o poză, doi la mână, cred că și eu clas. Da, frumos stai așa. Frumos biban. Sunt curios cât are, eu zic că las pe 40. 38. 39. 39. Hop, hop, hop. Dacă îl ții și așa, fac și o poză. Faci și o poză. Are. Aproape 40. Da, băieți, tocmai am văzut-o, știu că pe sonar am aruncat, am luat-o și bateria la cameră s-a terminat. Ca de obicei. Dar știu că este aici și o să vă arătăm acum. Așa. Hai să le arăt la prieteni, eu știu că. Hai, treci. Sănătoasă, frumoasă. Stai așa. Uite așa. Eu știu că frumoasă, nu prea mare, nici nu mai măsurăm. Întorceți, facem o poză. Andrei o eliberează. Primul prinde, eu am prins-o, Andrei o eliberează, lasă așa să iau un pic de apă. Hop. Și s-a dus, lasă că se duce. Uite, nu mai imediat, uite. Pac. A plecat. Zice că pești aici pe direcție, la 4 metri s-ar putea să fie ce ne interesează o cuiva. La 4 metri? Adâncimea 4 metri. Aha, ei mai nu departe. Pentru că acum mă gândeam, zic, dacă acolo unde e datul 4 metri, înseamnă că trebuie să calibrez. O și dat deja. Ce? O dat. Bă. Este. Este. Ți-am spus că sunt pești și îți dai bani. Ce fain e. Marcăm și locul ăsta. Dar vezi, trebuia să marchez eu diferit bibanii cu față de știu că un biban frumos. Prieteni, cu asta trebuie să vă salutăm pentru astăzi. A fost suficient. Vă urăm vizionare plăcută și să ne revedem cât de curând. Săptămâna viitoare urmează concursul. Vă ținem la curent. Vă salutăm și numai bine!